La 26 de ani de la moartea sa, în teatrele de operațiuni din Bosnia-Herțegovina, autoritățile din Râmnicu-Vâlcea au decis să onoreze memoria sublocotenentului Remus Brânzan și să-i acorde post-mortem titlul de cetățean de onoare al orașului. Distinția a fost oferită în cadrul unei ceremonii la care a luat parte soția militarului și întreaga sa familie. Vreau să vă spun că este un semn de respect pe care vă-l purtăm și vreau să personal să vă felicit pentru faptul că timp de 26 de ani ați reușit să vă creșteți singură copilul. Iar acum sunt convins că de undeva din ceruri sublocotenentul Remus Brânzan veghează și asupra dumneavoastră, asupra copiilor dumneavoastră. Sublocotenentul Remus Brânzan a făcut parte din Brigada 10 Geniu, primul contingent militar din țara noastră, care a participat la o misiune internațională de menținere a păcii în Bosnia-Herțegovina. Acesta a decedat pe 17 septembrie 1996, la vârsta de 30 de ani, fiind considerat primul militar român mort în teatrele de operațiuni în care armata română a participat după Revoluția din decembrie 89.